Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Stăpânirea de sine, partea a patra. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Citatul biblic întreg este așa: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 4, versetele 29 și 30. Când lași mânia să se dezlănțuie, nu vei răni numai pe cealaltă persoană, ci îl vei întrista și pe Duhul Sfânt. Te-ai gândit la asta? Ca urmaș al lui Hristos, ești chemat să încerci să înțelegi care sunt nevoile celuilalt. Asta înseamnă să nu amintești de greșeli deja mărturisite, implicându-i și pe alții sau făcând glume pe seama greutății, rasei, inteligenței sau limitărilor fizice, mentale și emoționale. Nu aduce în discuție lucruri care inflamează și care te împiedică să găsești o soluție. Și nu te folosi de nivelul decibelilor pentru a intimida sau pentru a manipula. Dumnezeu te-a creat cu capacitatea de a te mânia, pentru că atunci când este folosită corect, mânia poate alimenta o schimbare pozitivă și poate fi parte din leacul vindecător. Așadar, 1. Caută o soluție, nu o victorie. Folosirea unor porecle sau punerea unei etichete nu face decât să înrăutățească lucrurile. Atenția ta nu trebuie îndreptată spre ce au făcut alții, ci spre ceea ce puteți face împreună pentru a rezolva situația. 2. Recunoașteți defectele și cereți iertare. Când îți recunoști imperfecțiunile, celuilalt este mai ușor să și le recunoască și el pe ale lui. Și un al treilea sfat: pentru fiecare problemă dificilă pe care o rezolvi, oferă un compliment sincer. În loc să critici, încearcă să spui: sunt convins că nu ți este ușor să asculți așa ceva. Mulțumesc pentru că m-ai ascultat cu atâta răbdare. Prin faptul că te concentrezi asupra soluției și nu asupra învinovățirii, oamenii au pentru ce să trăiască și nu se mai simt doborâți în jurul tău.